Un medic le-a descris anchetatorilor cum s-a declanșat focul în salonul 4 din Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Mărturia, obținută în exclusivitate de TVR, pare desprinsă dintr-un film de groază. Am privit spre monitor și am observat o flacără la nivelul tavanului. Am intrat în salonul 4 și am evacuat un pacient împreună cu o colegă. Apoi am luat un extintor și am dat cu jetul spre tavan, dar fiind prea scundă, am predat extintorul unui coleg care a încercat în continuare să stingă focul. Am încercat să intrăm în salonul 5, unde erau două paciente, dar din cauza fumului prea gros n-am reușit și am ieșit din spital fără să reușim să evacuăm pacientele imobilizate. De pe platforma din dreptul saloanelor 1-4 am încercat să spargem geamurile și să scoatem pacienții de acolo, dar n-am reușit. Incendiul de acolo a plecat cel mai sigur de la un scurt circuit de undeva din tavan, de la lampa de iluminat, de la neonul acela. Se vede inclusiv pe înregistrări și au declarat și cei din personalul medical cum picau bucăți incandescente din neonul respectiv, ca în cele din urmă întreg corpul să cadă din tavan și să se izbească de podea și imediat ulterior sigur s-a produs incendiul acolo. Instalația electrică a spitalului fusese verificată de pompieri. De fiecare dată au semnalat că este nefuncțională. În spațiul cu risc mare de explozie și incendiu, stația de distribuție oxigen se folosesc dispozitive și unelte neprotejate corespunzător, care produc scântei prin funcționare. Dar conducerea unității și-a asumat riscurile. Mai mult, potrivit unui alt medic, nici nu a luat măsuri de intervenție rapidă, măcar pentru secția de terapie intensivă. Nu există un sistem de stingere a incendiilor și nici detectoare de fum. Avem doar hidrant și extintoare. Tragedia ne-a trimis din nou cu gândul la cea mai mare petrecută după 90. La colectiv, nu a fost suficient să vezi că e control. Ai făcut control și ai văzut neconformități care pune în pericol viața oamenilor, care pune în pericol patrimoniu, care pune în pericol mediul. Trebuie să intervii, să stopezi activități care știi că prin funcționare duc mai departe la dezastre. Anchetatorii din acest dosar au nevoie de aceste expertize pentru a găsi vinovații, dar și de concluziile controalelor făcute de ISU Constanța, pe lângă documentele spitalului. Evaluăm această documentație împreună cu personalul spitalului ca să vedem ce avem nevoie, ce putem folosi ca material documentar pentru efectuarea expertizei și ulterior pentru controlarea cercetărilor ca să vedem dacă s-a greșit sau nu s-a greșit din punct de vedere uman, la momentul în care s-au luat diferite decizii în legătură cu funcționarea spitalului. Potrivit unor surse judiciare, scurtcircuitul e considerat principala cauza incendiului. Anchetatorii au însă în față și declarații contradictorii ale unor angajați cu diverse funcții de conducere în Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.